Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru zodia Scorpion. Tocmai să vedem pentru nativii din Scorpion, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerarea de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal sau pentru cei care aveți o persoană în viața voastră din zodia Scorpion și sunteți curioși să vedeți ce așteaptă pe scorpioni în luna august. Hai să scoatem o carte pentru dragoste, o carte pentru sănătate și o carte pentru bani, carieră, situație financiară. Wow! Scorpionilor, aici în luna august vi se mai dă o ultimă șansă. Și pentru că judecata este combinată cu energia de 10 de săbii, e o șansă să vă vindecați emoțional și să lăsați odată și pentru totdeauna ceva sau pe cineva în urma voastră. Acesta este un semnal de alarmă, este sunetul deșteptător, trebuie să vă deșteptați, să fiți mai inteligenți de acum înainte în deciziile pe care o să le faceți în relațiile voastre de dragoste. Dacă sunteți într-o relație și ați avut probleme, asta e ultima șansă pe care puteți să o mai dați acestei relații. Dar mare atenție dacă faceți acest pas și încercați încă o dată să o luați pe calea aceasta cu același partener, asigurați-vă că ați învățat din greșelile trecutului și că nu o să mai repetați încă o dată aceleași greșeli, aceleași tipare toxice. Dacă sunteți singuri sau dacă ați luat decizia să vă despărțiți odată și pentru totdeauna de o persoană, fiți foarte atenți în luna august la mesajele care vin către voi. Aici s-ar putea să vină niște anunțuri, niște noutăți, niște informații pe care nu vă așteptați să le auziți. E posibil să fie niște informații mai triste, poate aflați că fostul sau fosta deja a trecut mai departe, e cu altcineva. În cazul acesta e foarte important să nu vă întoarceți din drum și odată ce ați luat o decizie, să mergeți mai departe cu decizia aceea. Uitați-vă aici, pe toată luna august aveți cărți din suita de săbii. Va fi o lună foarte mentală, foarte încărcată pentru voi. O să aflați foarte multe informații, o să comunicați foarte mult, o să gândiți foarte mult și aici există și riscul să supragândiți și să rămâneți blocați pe o idee, pe un gând, pe o emoție, așa că mare grijă la aceste posibile riscuri. Hai să clarificăm această arcană majoră, judecata pe partea de dragoste în luna august. Ok. Bun, aici mesajul este foarte clar. Trebuie să o luați într-o direcție nouă. Dacă rămâneți cu același partener, cu aceeași parteneră, asigurați-vă că nu o să repetați tiparele toxice din trecut. Aici trebuie voi să impuneți noile standarde și atunci când vedeți că se trece peste o linie, peste o limită de-a voastră, să reacționați foarte prompt, foarte, foarte rapid. Pentru cei care ați hotărât să vă despărțiți sau să mergeți mai departe singuri, vreau să știți că aici cărțile de tarot vă confirmă că ați făcut alegerea potrivită. Pentru cei care alegeți să rămâneți în relație, să mai dați o șansă relației, asigurați-vă că faceți lucrurile altfel decât le-ați făcut în trecut. Cu 4 de săbii e important în luna august să vă și odihniți. Încercați să planificați, fie singuri, fie împreună cu partenerul sau partenera voastră, timp de relaxare, momente liniștite. Asigurați-vă că dormiți suficient. Asigurați-vă că vă odihniți suficient, pentru că aici, din lipsa de odihnă, din prea multă oboseală, riscă să izbucnească certuri în cuplu. Și cu 7 de bâte, nu uitați că voi sunteți premiul cel mare aici. Voi sunteți pe poziția de superioritate, aveți toate aturile în mânecă și puteți să vă folosiți de acestea când negociați termenii relației voastre. De asemenea, aveți grijă aici cu 7 de bâte pentru că partenerul sau partenera voastră sau persoana cu care discutați în această lună s-ar putea să fie puțin mai încăpățânată decât vă așteptați. Oricum și voi sunteți foarte încăpățânați atunci când vreți, așa că aici ce să zic, o să fie o confruntare sau o dinamică interesantă între două energii foarte, foarte încăpățânate.
Încă un lucru pe care vreau să-l evidențiez aici pentru luna august, pentru scorpioni, atunci când nu primiți un răspuns atât de repede cum v-ați aștepta, atunci când nu vă răspunde la SMS în secunda următoare sau când vă dă cu sin pe WhatsApp sau pe Messenger, nu vă impacientați, pentru că e posibil ca cealaltă persoană să aibă nevoie de o pauză, o pauză de la atâta comunicare, o pauză de la atâta stres, o pauză de la telefonul mobil care sună toată ziua. S-ar putea să își dorească pur și simplu să se relaxeze, poate persoana cu care vorbiți e plecată în concediu, poate n-are telefonul peste tot, poate n-are acoperire peste tot, așa că nu vă impacientați din acest punct de vedere. Mai departe, în privința sănătății, avem aici pentru scorpioni cavalerul și pajul de săbii. Trebuie să fiți precauți în luna august, dar în același timp există foarte mult potențial de vindecare, de îmbunătățire a stării de sănătate, potențial să descoperiți niște tratamente noi, niște terapii noi, potențial să vă întâlniți cu un expert, cu o persoană care să vă deschidă ochii către o lume întreagă de medicină alternativă. Hai să clarificăm această carte pe partea de sănătate pentru nativii din Scorpion. Ok. Aici vreau să vă atrag atenția că dacă decideți să o luați pe ruta aceasta de medicină preventivă, de tratamente naturiste care încearcă să prevină apariția unei boli, aveți grijă să nu fiți ca acest paj de bâte care este foarte entuziasmat la prima vedere, dar nu duce lucrurile la bun sfârșit, pentru că o să fiți dezamăgiți și tot focul acesta cu care ați început-o pe această direcție o să se disipe foarte rapid. Vreau să fiți foarte conștienți de faptul că tratamentele naturiste sunt niște lucruri pe termen lung, da? Nu sunt niște soluții rapide și implică de obicei o schimbare de stil de viață. Da, poate să funcționeze foarte bine pentru voi, dar trebuie și voi să vă calibrați așteptările. Dacă vă așteptați doar să beți un ceai sau să luați o tinctură și dintr-o dată peste noapte să fiți ca noi, nu o să se întâmple așa ceva. Aici trebuie să vă calibrați așteptările și să nu pierdeți acest foc, să nu pierdeți această pasiune pe termen lung, pentru că aici e vorba de un drum pe termen lung. Poate să iasă lucrurile foarte bine și văd că cheia succesului pentru voi este să găsiți metode creative, metode inventive prin care să faceți această schimbare de stil de viață plăcută, să o faceți ca un joc, să o faceți ca o provocare, astfel încât să vă țineți de ea pe termen lung și să nu o percepeți ca pe o limitare, ci ca pe o condiție care vă obligă să fiți mai creativi și să găsiți metode alternative de a continua să aveți un standard de viață ridicat, dar în același timp introducând niște elemente mai sănătoase în viața voastră. Pentru toată lumea, aveți grijă în luna august cu diferențele mari de temperatură între foarte cald și foarte rece. Dacă o să petreceți toată ziua în aer condiționat și pe urmă sunteți obligați să ieșiți pe stradă în căldura și zăpușala de afară, aș avea grijă, pentru că din aceste diferențe foarte mari de extreme s-ar putea să vă treziți cu șocuri termice în organism și să aveți probleme, migrene, insomnii, dureri musculare, dureri de oase și tot felul de alte probleme. Așa că aveți grijă aici, luați lucrurile mai temperat puțin sau dacă sunteți obligați să lucrați într-un mediu cu aer condiționat și pe urmă trebuie să ieșiți afară în căldură, în zăpușală, încercați să faceți trecerea asta puțin mai gradat, mai treptat, ca să nu fie șocul termic atât de puternic pentru organismul vostru. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei, avem aici 6 de săbi, o carte foarte frumoasă, care ne vorbește despre o perioadă de tranziție în cariera scorpionilor. La nivel metaforic, vorbim despre o tranziție de la o perioadă mai tumultoasă, mai turbulentă, în care poate nu știați exact
câți bani o să aveți luna următoare, de unde o să vină următorul salar, de unde o să puteți să vă plătiți toate facturile și toate cheltuielile zilnice, e acum tranziționați, treceți către o perioadă mai stabilă în care poate o aveți un job stabil, poate ați trecut la full-time sau poate pur și simplu aveți mai mulți clienți și vă permiteți să puneți niște bani deoparte. La nivel mai fizic, poate să însemne pentru o parte dintre voi efectiv o mutare dintr-un oraș în altul, de la o companie la alta, dintr-un departament în altul, de la un job la altul. Da, aici e vorba de tot felul de tranziții, de tot felul de mutări, schimbări, modificări, dar vreau să știți că toate aceste mutări, toate aceste schimbări vă duc către o direcție mai bună, către o direcție mai stabilă. Lăsați apele tulburi în spate, lăsați furtuna, ploaia, tristețea și lacrimile în urmă și mergeți către un viitor mult mai luminos pentru cariera voastră. Așa că acceptați provocările pe care destinul vi le pune în cale în această lună, fiindcă vă duc în direcția potrivită în carieră. Hai să clarificăm această carte pentru Scorpion, pentru luna august. Foarte frumos. Uite aici. Cu soarele, lucrurile o să iasă superb pentru Scorpion. Mai ales dacă aveți anumite plasamente planetare în Gemeni sau Leu, sau dacă aveți niște Gemeni sau niște Lei în viața voastră profesională. Aici, da, o să fie mult de lucru cu 10-le de bâte, nu o să vă mint, o să aveți o perioadă încărcată, o să vă fie mai greu decât v-a fost în trecut, pentru că treceți de la ceva ușor, de la ceva cunoscut, la ceva necunoscut. Dar tot acest efort merită, pentru că uite aici, cu 6-le de monede, primiți și ajutor. Atunci când aveți nevoie, puteți să primiți ajutorul necesar, dar primiți și ajutor material. Adică această tranziție către alt job, către alt departament, către alte task-uri, către alte activități, vine și cu un bonus, o mărire de salar, mai multă recunoaștere, poate zile libere în plus, dacă faceți ore suplimentare, s-ar putea să vi se plătească și orele suplimentare, să primiți și zile de concediu în plus. Nu știu exact aici cum se aplică asta pentru fiecare dintre voi individual, asta doar voi puteți să știți. În orice caz aici, schimbările, tranzițiile, modificările în partea din carieră vă duc într-o direcție pozitivă, cu mult de lucru, dar și cu răsplată pe măsura efortului depus. Așa că felicitări pentru promovare, pentru noul job, pentru noua carieră și dă-i bătaie! Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și o carte din aceste carduri Oracol Puterea Gândului. Un mesaj frumos pentru nativii din Scorpion, un mesaj cu care să vă las pentru această lună. Hai să vedem mesajul Scorpionilor pentru luna august. Viața mea merge minunat. Totul în viața mea merge bine, acum și întotdeauna. O mantră foarte frumoasă la care vă îndemn să reveniți ori de câte ori aveți nevoie de o încurajare în această lună august. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Nu uitați și de etalările zilnice pe care le-am pregătit special pentru voi, astfel încât să aveți o ghidare foarte scurtă, foarte concisă și foarte precisă în fiecare zi. Și de asemenea vă îndemn să vă uitați și pe canalul meu de YouTube. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii, dar acolo am pregătit niște surprize minunate pentru voi. Pa, pa!